Stimată doamnă președinte von der Leyen, dragă Ursula, mă bucur să vă salut la Chișinău. Vizita dumneavoastră este una semnificativă pentru noi. Ea vorbește despre dialogul foarte bun și despre relațiile strânse ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, pe care le avem pe o perioadă îndelungată, dar în special în ultimii 2 ani, în pofida perioadei dificile prin care trecem cu toții. O perioadă marcată de războiul Rusiei contra Ucrainei, care este un atac la adresa întregii lumi libere, dar care ne-a unit și ne-a făcut mai solidari ca niciodată. Ordinea globală, bazată pe dreptul internațional, a fost încălcată cu mult cinism și brutalitate de Federația Rusă la 24 februarie. Ucrainenii astăzi își apără cu arma în mână patria, viitorul și libertatea. Milioane de copii, femei, vârstnici și-au găsit refugiu în alte țări. Noi am ajutat pe toți cei care au ajuns în Republica Moldova din prima zi și tot din prima zi am condamnat acest război. Respectăm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și nu recunoaștem anexarea teritoriilor sale din Est de către Federația Rusă. Rămânem totodată convinși că este nevoie de eforturi și mai mari, de unitate și de solidaritate la nivel global pentru a forța Rusia să plece din Ucraina. Doar așa vom reinstala pacea. Pacea în Ucraina este vitală pentru liniștea și bunăstarea întregului continent și este esențială pentru noi în Republica Moldova, unde riscurile de securitate au crescut considerabil de la începutul războiului. Războiul a adus țării noastre și enorme prejudicii economice și sociale pe care le resimte fiecare cetățean. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză energetică din ultimele 3 decenii. O criză în care resursele energetice sunt folosite pe post de arme ce sunt îndreptate împotriva democrației. Și acest război energetic se întâmplă nu doar în Republica Moldova. Autoritățile fac eforturi mari pentru a asigura țara cu resurse energetice și a micșora povara prețurilor la energie asupra oamenilor și a economiei. Și societatea face eforturi. Consumatorii casnici, instituțiile, întreprinderile au redus consumul de energie. În luna octombrie, consumul de gaze a scăzut cu 57% și cel de electricitate cu 14% față de octombrie anul trecut. Oricum, situația este în continuare dificilă și putem face față acestei crize energetice doar împreună. Solidaritatea europeană, inclusiv față de țările din vecinătatea Uniunii Europene, este vitală în aceste timpuri de numeroase crize. Doar împreună, solidari, vom putea trece peste iarna care vine și ne vom putea păstra libertatea și viitorul pașnic și democratic. Dragă Ursula, Uniunea Europeană ne-a sprijinit mereu, în cele mai critice momente. În ultimii 2 ani, marcați de crize consecutive, țara noastră a simțit în special susținerea Uniunii Europene. Suntem recunoscători Comisiei Europene și statelor membre pentru alocarea la 1 august a primei tranșe de 50 de milioane de euro din noul pachet de asistență macrofinanciară. Mulțumim pentru sprijinul bugetar adițional de 75 de milioane de euro oferit în luna august pentru a face față cheltuielilor tot mai mari pentru resursele energetice. Conectarea Republicii Moldova la sursele de energie electrică din Uniunea Europeană prin rețeaua electrică continentală ENTSO-E este un adevărat colac de salvare în situația actuală când nu mai putem cumpăra electricitate din Ucraina și de la Cuciurgan. Mulțumim tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene care ne-au oferit ajutor în această perioadă și mulțumim României datorită căreia astăzi avem curent electric în casele noastre. Apreciem asistența oferită prin Facilitatea Europeană pentru Pace,
7 milioane de euro în 2021 pentru consolidarea capacităților medicale și ale geniștilor Armatei Naționale și 40 de milioane anunțate în 2022 pentru 6 domenii de interes: logistică de apărare, mobilitate, comandă și control, apărare cibernetică, recunoaștere aeriană și comunicații tactice. Apreciem sprijinul Uniunii Europene la gestionarea crizei refugiaților și în context voi menționa ajutorul umanitar acordat prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, detașarea ofițerilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Frontex în Moldova și decizia de a înființa la Chișinău hub-ul Uniunii Europene pentru securitate internă și managementul frontierelor. În continuare, mizăm pe consolidarea capacităților forțelor de ordine, precum și pe îmbunătățirea supravegherii frontierei și a capacităților de reacție rapidă, a comunicării și a schimbului și analizei de date și a capacităților de asigurare a ordinii publice. La rândul nostru, ne bucurăm că putem contribui la inițiativa Uniunii Europene Solidarity Lanes for Ukraine, care contribuie la asigurarea tranzitului de cereale, alimente și alte bunuri primare din și către Ucraina. Stimată doamnă președintă, datorită partenerilor europeni am putut salva mai multe vieți în timpul pandemiei și am putut ajuta agenții economici să supraviețuiască. Acum, când războiul a închis mai multe piețe de desfacere pentru producătorii noștri agricoli, Uniunea Europeană le-a venit în ajutor prin eliminarea temporară a taxelor vamale pentru 7 produse agricole moldovenești exportate pe piața Uniunii Europene. Sperăm că următorul pas va fi eliminarea acestor cote la produsele moldovenești și încheierea rapidă a procedurilor de autorizare exportului produselor de origine animală de la noi pe piața Uniunii Europene, ceea ce va ajuta exportatorii noștri să se integreze și mai mult în economia Uniunii Europene. Programele europene contribuie la crearea de noi afaceri, de noi locuri de muncă în localitățile din țară, iar prin proiectele de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană modernizăm țara și creștem nivelul de trai al oamenilor. Chiar acum 2 zile am participat la inaugurarea unui tronson de drum reabilitat cu sprijin european la Porumbrei, Cimișlia. Este doar unul dintre sutele de proiecte realizate în Moldova din fonduri europene și care contribuie la modernizarea țării. Dragă Ursula, noi suntem hotărâți să avansăm pe calea integrării europene, pe care am făcut un pas ferm în primăvara acestui an, atunci când am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Țin să vă mulțumesc dumneavoastră personal și colegilor de la Comisia Europeană pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit în obținerea statutului de țară candidată. Suntem ferm angajați în procesul de reforme care să aducă țara în Uniunea Europeană, inclusiv să îndeplinim recomandările formulate în opinia Comisiei Europene din 17 iunie 2022. Contăm pe o evaluare rapidă în 2023 pentru a lansa negocierile de aderare și pe susținerea statelor membre ale UE în acest parcurs. Iar în paralel cu procesul de aderare, Republica Moldova va continua să implementeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De noi toți depinde cât de repede vom porni negocierile de aderare și cât de repede va veni ziua în care Chișinăul va fi nu doar capitala unei țări candidate, ci o capitală europeană. Noi suntem hotărâți să mergem spre această zi, pentru că vrem să aducem Moldova în spațiul sigur și prosper al Uniunii Europene. Spațiu în care viața umană și libertatea sunt valori supreme, în care pacea, dialogul și respectul sunt principii fondatoare, iar statele nu sunt atacate pentru calea de dezvoltare pe care o aleg. Vă mulțumesc!